Am găsit ceva incredibil în pădure. E o femeie cu părul lung, vedeți că se duce părul până mai încolo. Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod foarte special astăzi, pentru că acest episod o să fie unul destul de interesant și totodată o să vă povestesc experiența mea cu pădurea Hoia Baciu. Încă din cele mai vechi timpuri, pădurea Hoia Baciu a fost și va fi cea mai îngrozitoare pădure din întreaga lume. Nu știu de ce trebuia să-mi fac voce așa, dar mă doare gâtul. Gata, mi-a revenit. Ok, fără alte glume, acest video o să fie destul de serios, dar în același timp și amuzant. O să vă povestesc experiența mea și tot ceea ce o să vă spun va fi adevărat. Știu că foarte multă lume s-a dus în pădurea Hoia Baciu, dar eu nu am fost nici măcar o singură dată. Așa că am fost acum 2 zile. Pe lângă chestia asta, foarte mulți mi-a spus să mă și duc acolo și să filmez. Așa că m-am dus, am filmat, cred că vreo 3 minute am filmat, cam atât am putut să filmez, pentru că m-am dus undeva pe la ora 6 seara, nu era nici ziua afară, dar nici noaptea, deci se vedea oricum. Pentru că, sincer, da, îmi este frică să mă duc singur de nebun în pădure. Bineînțeles, m-am dus cu Dia, dar am intrat doar eu singur în pădure. Am parcat undeva mașina la marginea pădurii și eu apoi m-am urcat pe niște dealuri și cred că m-am dus vreo 200 de metri spre pădure, singur. Și chestia asta m-a șocat puțin, pentru că în momentul în care mă adânceam din ce în ce mai mult în pădure, simțeam cumva că mă ia o stare de frică. Dar mai întâi, ca să înțelegeți exact ce o să vă arăt cu dovezi, o să vreau mai întâi să vă arăt filmările respective pe care le-am filmat în pădure. Pe timpul filmărilor nu o să vedeți absolut nimic, doar dacă aveți ochii foarte buni și trebuie să puneți pauză, dar după ce vizionați filmările respective pe care vi le arăt, apoi o să vă arăt dovezile și chestiile pe care le-am văzut de-abia după ce am ajuns acasă. Așa că priviți! Acum intrăm în Baciu și vrem să mergem la pădurea Hoia Baciu. Drumul e fenomenal. Uite primul extraterestru în față, îl vezi? Uite-l! Uite-l! Uite-l acolo jos! Stai că ne apropiem! Se mișcă! Se uită spre noi! Ia uite-l! Vai cât de ciudat este! Tu-l vezi? Salut! Frumos extraterestru! E pentru prima oară în viața noastră când mergem la pădurea Hoia Baciu, ci că pădurea bântuită de extraterestri, deci de spirite, să vedem dacă ne bântuie ceva. Drumul e dezastru, în partea asta e ciudat. Bine, arată și nasol într-un fel, pentru că fiind iarnă, nu sunt frunzele. Mamă, cât de ciudat se vede! Sunt mișto dealurile astea. Hai să văd dacă se întâmplă ceva. Bineînțeles, nu vin noapte aici pentru că mor de frică după aia. Hai că urc puțin pe aici. Hai de capul meu. Dacă o iau la vale... Ce-i ăsta, frate? Am crezut că am văzut ceva pe jos, dar nu. Îs curios să văd cum se vede de sus. Copacii ăștia mai stau puțin aici și încă puțin și o să cadă. Și aia e. Am urcat în pădure. Ma. Sunt curios să văd dacă se vede ceva. Dacă se întâmplă ceva. Ia uitați ce fel se vede. Mamă. Ok. Fix. Pe aproape, prin mijlocul pădurii sunt. Că este un drum principal din câte am văzut. Dar mai sus cu mașina nu pot să urc. Și am urcat eu pe un deal. Mă, băiatule. Am văzut o pasăre acolo care zbura și m-am speriat, jur. Faza e că... Știi cum te simți când intri în pădurea asta? E ca și când... Ai o senzație așa ciudată, pentru că auzind zvonurile astea, că pădurile astea, Hoia Baciu, este bântuită și așa mai departe, și extraterestre și așa mai departe, cumva îți induce teama aia. Știi, mai mult vine din psihic și mai ales eu, mie sincer, mi este puțin frică, mai ales dacă era și întuneric. Întuneric clar nu veneam noaptea, mai ales singur de nebun. Așa că asta e pădurea. Și nu se întâmplă... Vreau să vă arăt, mamă, deci ce-am văzut? Bă, deci ce-am văzut, nu o să vă vină să credeți, am găsit ceva incredibil în pădure. Acum l-am văzut și eu, nu vine să cred. Deci nu vine să cred. Fiți atenți. Nu te cred, o sticlă de bere. O sticlă de bere, frate. Știți ce o să fac? O să o iau de aici, pentru cel care a aruncat sticla asta de bere fix în pădure. Atât bun simț să ai, să arunci sticle. Așa că o luăm de aici. O duc la gunoi, o duc la mine în mașină și apoi o să o arunc. Așa că asta e pădurea. Din câte văd, ați văzut ce am găsit și eu aici. Ok, am auzit un avion.
Dar, hai, ok. Să încerc cum cobor eu acum. Așa că sper că v-a plăcut. Eu am plecat pentru că deja mi-este frică, se lasă și întuneric și nu cred că o să mai vină a doua oară în viața mea aici, în pădure. Măcar am trăit să o văd și pe asta. Am plecat. Ceea ce ați văzut, sau mai bine zis, ceea ce nu ați văzut în filmări, o să vă arăt imediat. Pentru că, ok, m-am dus, am filmat, pe moment nu vezi absolut nimic. Ok, eu stând cu telefonul și mai mult uitându-mă în telefon să prind cadrele respective, nu am observat absolut nimic înspăimântător. Tot ceea ce am simțit a fost ca o frică, ca o spaimă. Și adevărul e că te cuprinde puțin senzația aia de frică, dar asta e ca și când îți induce chestia asta, ceva psihic. Cred că am zis și în videourile respective, nu mai țin minte exact. Tu știind că pădurea e bântuită și așa mai departe, îți induce puțin chestia asta în minte, o stare de frică. Asta n-ai cum să o controlezi, e ceva venit de la sine. Așa că acum eu o să vă arăt exact ce am capturat pe filmare, pentru că credeți-mă, pe timpul acela eu nu am văzut nimic. De-abia după ce am descărcat filmările în calculator, am văzut chestii. Deci ce o să vă arăt nu e glumă, nu este nimic editat. O să vă pun și imagine respective din timpul filmărilor de acolo. Pozele pe care o să vi le arăt sunt total reale, nu sunt editate absolut deloc și ca dovadă puteți să puneți și voi pauză pe timpul filmării și să vedeți exact că totul este real. O să luăm fiecare poză în parte, fiecare captură de ecran pe care am făcut-o și o să vă explicăm. Asta este prima captură de ecran. Legenda spune că într-un fel pădurea te privește. Ei bine, din câte văd, pe copacul respectiv este o față. Nu este editată, puteți să căutați exact minutul, nu știu care este minutul, și să puneți pauză să vedeți. Doar că trebuie să dați cu zoom, așa că nu săriți nici măcar o secundă ca să înțelegeți exact despre ce vorbesc. Ok, am înțeles cumva că e de la natură, că acei copaci sunt pur și simplu așa crescuți. Dar pe parcursul acestui video să înțelegeți că majoritatea copacilor sunt așa. Mai degrabă ca o față de babuin. Îi vedeți ochii, îi vedeți nasul, pur și simplu îi vedeți și gura care are niște buze foarte mari. Puteți să spuneți voi, eu doar vă arăt ce am prins pe filmare, fără să-mi dau seama la momentul respectiv și de-abia acum le văd. Hai să trecem la următoarea dovadă. Următoarea poză este și mai înfricoșătoare pentru că are o formă și mai ciudată. Asta este poza, dar nu știu dacă vedeți exact, așa că o să dăm și un zoom mult mai mare. Și dacă dați zoom și mai mult pe poza respectivă, este o față atât de ciudată, ca de rechin, om și o combinație foarte stranie de tot. Îi vedeți gura, îi vedeți ochii și îi vedeți nasul foarte alungit. Asta ar fi a doua chestie și una dintre cele mai înspăimântătoare pe care le-am văzut în filmarea pe care eu am făcut-o. Așa că puteți să o comentați și pe aceasta, scrieți voi părerea voastră în comentarii, eu doar vă arăt. Nu știu cât de real, dar mai stați că mai am. Hai să trecem la următoarea. Asta este poza, este tot capturată din video de la mine. Asta mi se pare la fel de înspăimântătoare. Nu știu dacă vă dați seama, eu am înconjurat cu un cerc, dar ca să dăm zoom, fiți atenți. Din punctul meu de vedere, mi se pare mai mult cineva ghebos, puțin se vede jumătate de cap, stând cu coatele pe genunchi, în poziția așa de ghebos, ca un pitic. Dar e atât de stranie asta. Mamă, vedeți că am conturat mai tare să vedeți exact forma și asta mi se pare cea mai dubioasă din punctul meu de vedere. Băi, în momentul ăla când ești acolo, nici măcar nu vezi. Și din câte am citit, au fost cazuri în care au filmat, nu au văzut absolut nimic, iar de-abia după câțiva ani s-au uitat pe acele filmări, iar acele filmări au devenit cumva foarte cunoscute în lume pentru că au apărut chestii foarte stranii. Pe moment nu-ți dai seama de nimic, pur și simplu simți teama aia în tine. Hai să trecem la următoarea. Poza asta este capturată din filmare de la mine, puteți să căutați exact minutul, nu mai știu care este minutul. Băi, și v-am zis că într-un fel copacii te urmăresc și au fețe, au forma unor fețe, iar pe trunchiul ăsta de copac sunt trei fețe. Nu știu dacă voi vă dați seama, prima și cea mai înspăimântătoare este cea de jos. După cum vedeți, bă, este clar o față de femeie și cumva pe partea stângă are tăiat obrazul, ceea ce mi se pare absolut înspăimântător. A doua față, care are o formă atât de modificată, este cea de sus, la fel forma de nas mare, buze mari, ochii foarte adânciți și forma unui babuin cu, bă, și parcă ar avea și două coarne, e incredibil. V-am zis, nu este nimic editat, pur și simplu este pus totul din filmările mele. Mamă, nu-mi vine să cred. Hai să trecem la următoarea. La fel, copacii au forma unor fețe, cred că aici se vede destul de clar, dar cea mai clară și cea mai clară este cea de jos, deci este extraordinar de bine făcută această
poză, nici nu știu cum să-i explic. E o femeie cu părul lung, vedeți că se duce părul până mai încolo. Fața, bă, se vede extraordinar de bine. Nasul, gura și ochii. Nasul mi se pare puțin mai lung, ca de vrăjitoare. Și gura zâmbind, cu un zâmbet foarte ciudat și foarte malefic. Puteți să scrieți voi în comentarii, ceea ce mi se pare extraordinar de dubios. Ok, și încă una, cea din mijloc. Se vede ca și când ar fi o bătrână, un corn în frunte, cu un zâmbet foarte larg ca personajul ăla Joker, extraordinar de mare, și zici că are un batic în cap și cu ochii mari. Vai de capul meu, bă, de-abia acum văd și eu. Și un tipul ăsta cu care vorbesc mai puțin așa. Bă, what? Am fost acolo, știi? Hai să trecem la următoarea. Și ultima poză. Am încercat să-i pun un efect din acela de sepie, din acea, nu mai știu, un filtru din acela, și să văd dacă se vede altceva. Pentru că mulți au făcut efectul ăsta și în poze se vedea altceva decât într-o poză. Deci acesta este singurul efect pe care l-am adăugat pe poza asta, dar nimic nu este editat. Pur și simplu am adăugat efectul acela. Uitați-vă puțin, am înconjurat puțin chestia respectivă și dacă dăm zoom mai mult, se vede ca și când ar fi o față, la fel. Doi ochi, un nas foarte mare și puțin strâmb și gura. Capul e destul de ciudat, vedeți că un ochi mai mare și un ochi mai mic. Deci vă las pe voi să comentați la asta. Acestea sunt pozele pe care eu le-am făcut, puteți să distribuiți mai departe ca să vadă și altcineva, să spună dacă este reală chestia asta sau nu. Au fost foarte multe documentare, reportaje pentru această pădure și pentru cei care locuiesc acolo pe lângă pădure, au spus că au avut parte de anumite evenimente mai stranii, mai nestranii și așa mai departe. Nu știu ce să zic, nu știu cât este de real. Din punctul meu de vedere, eu cred în așa ceva. Chiar de nu am văzut, dar câteodată am simțit anumite activități paranormale, destul de intense. Așa că fiecare cu părerea lui, eu nu induc acum să credeți așa ceva, nu spun că există așa ceva, nici nu spun că nu există, ci pur și simplu asta e părerea mea personală. Fiecare are părerea lui și voi puteți să credeți ceea ce vreți să credeți. Eu doar am vrut să mă duc în pădurea Hoia Baciu pentru că auzind atâtea povești și văzând atâtea documentare despre chestia asta, am zis, băi, vreau neapărat, pentru că pe mine chiar mă atrag chestiile astea paranormale. Chiar mi-ar place să văd. Distribuiți acest video mai departe. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram Florentin Criscu. Sper că v-a plăcut acest gen de video și sper să fi învățat ceva. Așa că vreau să vă zic că voi cei mai tari, cei mai tari lăsați toți cea mai tare trupă și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!